Mulți bătrâni suedezi locuiesc în cămine private. Unii sunt singuri pe lume, alții, deși au familii, îi văd destul de rar. Este și cazul Soniei Kavling, ai cărei copii și nepoți locuiesc în Danemarca. Sunt foarte ocupați cu munca și cu familiile lor și nu le este ușor să vină să mă viziteze. Așa că a apelat la serviciile unei agenții de închiriat nepoți. Este vorba de tineri elevi și studenți care merg și petrec timpul cu bătrânii din cămine. Am mulți prieteni care, de exemplu, vin și le aduc ziarul. Multora nu le place că trebuie să se trezească dimineața. Eu însă sunt plătită și am ore fixe de lucru, așa că îmi convine. Ideea înființării acestei agenții aparține unui grup de studenți din Stockholm. Acum a fost cumpărată de cea mai mare firmă privată de asistență. În 4 ani și jumătate am crescut semnificativ. Avem la această oră 600 de tineri care lucrează pentru noi și am deschis filiale în toată țara. Nu sunt însă puțini suedezii care reclamă faptul că sunt tot mai multe cazuri de bătrâni neglijați în sistemul de stat, deși unii fac profit în sistemul privat de asistență pentru persoanele în vârstă.